Da, e adevărat. Pe lângă vârstă, mai e ceva. Eu vin din mediul privat și când lucram la acea societate multinațională, aveam în zona mea 10 județe. Și nu era simplu să faci în două zile turul tuturor județelor și magazinelor din acea arie pe care o aveam. Sunt învățat cu lucrul la foc automat. Da, dar pe de altă parte nu-i tot una să te duci, să urci în mașină, te duci până la supermarketul din alt județ, cobori, intri, faci treaba, urci iar în mașină. Aici a fost de mers prin viscol, prin ger, prin soare, chiar dacă tot cu mașina ați mers, dar și să stai 10 minute până la urmă în ger, îți cam îngheață toate cele. A fost fric, dar acum știți cum e, peste o lună uităm. O să vă treacă avântul ăsta până la sfârșitul mandatului? Eu sper să nu. V-a ajutat mediul în care v-ați născut, că v-ați născut în mediul rural. Bănuiesc că de asta sunteți așa. M-am născut în municipiul Brăila, dar am petrecut toate copilării la țară și noi mergeam cu sania, aveam activități iarna destule. Acum copiii, inclusiv ai mei, știți cum e, mai mult la calculator, să nu răcească. Ați văzut ce presiune a fost acum să nu înceapă școlile, pentru că e frig afară. S-a făcut presiunea asupra dumneavoastră? Nu. Erau așa, era vorba de faptul că toată lumea vroia să se amâne școala, lucru care s-a și întâmplat, pentru că dimineața este foarte frig și eu am fost de acord cu amânarea școlilor.